Zilele MedGDA se apropie. Începând cu 2 septembrie, timp de 4 zile, cetățenii vor avea parte de un spectacol desăvârșit, evenimente create special atât pentru copii, cât și pentru cei mari, jocuri, piese de teatru, zumba, kangu jumps și lansări de carte. Finalul grandios al manifestărilor îi va aparține însă lui Nana, rapperul american care va concerta la MedGDA în seara de 5 septembrie, când faimoasa piesă He's Coming va răsuna pe scena din piațeta de Jebal. În perioada 26 septembrie la Megidia se va desfășura o nouă ediție a zilelor municipiului. An de an, zilele Megidiei sunt marcate de municipalitate prin evenimente deosebite menite să creeze spiritul unei sărbători în Megidia. Și anul acesta manifestările vor începe în data de 2 septembrie. Ziua în care acum 159 de ani apărea prima atestare documentară a orașului Megidia. Zilele Megidiei se vor desfășura între 2 și 6 septembrie. În prima zi va fi lansarea zilelor Megidiei, în a doua zi va fi, vor fi jocuri și, mă rog, va fi dedicată sportului, iar în a treia și a patra zi, pe data de 4 și 5 septembrie, vor fi evenimente culturale, în special în, începând cu ora 16 lansări de carte, iar seara spectacole cu artiștii iubiți ai muzicii ușoare românești. Uh, și aici aș vrea să enumăr câțiva artiști pentru ca să atragem cât mai mult megidienii la aceste serii culturale. Uh, vor cânta uh, Alina Eremia, Vescan, Proconsul, în data de 4 septembrie, Ligia and Band, uh, iar în ultima seară când va, vor cânta Mateo, Andreea Bolan și Nana se va încheia cu un joc de artificii și se vor închide zilele Megidiei. Am fi foarte bucuroși dacă Megidienii vor participa la aceste zile și se vor simți bine, pentru că sunt zilele orașului nostru și pentru că anul acesta orașul nostru împlinește 159 de ani de când este atestat documentar sub numele de Megidia. Data de 2 septembrie este o zi importantă pentru municipiul Megidia, reprezentând ziua în care aceasta a fost atestată oficial în urmă cu 159 de ani. Megidia a fost întemeiată oficial la data de 2 septembrie 1856 prin decret al Imperiului Otoman. Numele pe care îl poartă astăzi orașul provine de la sultanul Abdul Mecid, Localitatea a fost construită și dezvoltată într-un spirit modern pe baza unui plan urbanistic elaborat de către departamentele tehnice ale ministerelor din acea vreme, în special pentru a găzdui refugiații din Crimea și pentru dezvoltarea economică a Dobrogei. Până în anul 1875, Mecidia devenise unul din cele mai prospere, mai complexe și mai civilizate orașe din statul otoman. După semnarea tratatului de la Berlin, Megidia a devenit parte componentă a României. Conform tabelelor statistice din acea vreme, populația districtului Megidia, care însemna Megidia și satele din jur, număra 28.213 locuitori, dintre care tătarii reprezentau un procent important de peste 50%.